Astăzi aș dori să fac promovarea lui Horia Vevi 123. El are un canal de YouTube destul de frumos. Face live-uri zilnice din câte văd, da. Aproape zilnice, văd că s-a apucat acum să facă live-uri zilnice. Face live cu Roblox, cu Clash Royale, Fortnite, CSGO, Minecraft, multe minigame-uri. Da. Dacă vreți să mai postați invazia zombilor, eu zic să le lăsați. Adică nu dacă vreți. Haideți, vă rog, să-l ajutăm să strângă și el 100 de abonați. Deci, chiar vă rog eu să-l ajutăm să strângă 100 de abonați. Deoarece merită. Așa că, vizionare plăcută. La revedere. Septi, ce faci? Bine, mă uitam prin cufără. Ok. Da, bine, ești pregătit pentru prima noapte? Mi se pare că n-am mers peste tot Ba, aici. da, am pus câteva torțe, Septi. Septi, nu, mai întâi hai să lucrăm la casă. După verificăm, care nu sunt cele mai importante. Ok. Deci, mai întâi ar trebui să ne pregătim, că nu o să stăm aici, desigur, toate nopțile noastre. Trebuie să mai găsim supraviețuitor, dar nu sunt sigur dacă mai există. Ce crezi, Septi? Asta e să mă culc. Că mi cam. Să mă culc așa și tu. Ok. Da. Oh, ok. Acum putem să explorăm zona pe care tu tot vrei să o explorăm. Am zis că n-am fost peste tot. Ah. Uite, n-ai mai pus torță aici. Nu știu. Nu, aici n-am fost, că aici m-am acoperit parcă. Da, nimic interesant. Bă, uite un cufăr. Ha? Uite un cufăr. Cufăr? Da. What? E o carte. Ia, ce scrie? Ce naiba scrie? Septi, nu știu dacă tu îți dai seama, dar uite, citește puțin să-mi zici dacă tu înțelegi ceva. Bășerban. Există unele A, litere ia scrise. dă-mi-l atunci, ia dă-mi-l, că mi-am dat seama, dă-mi-l, dă-mi-l puțin. Unele litere cu majuscule, uite-te. Ia stai. S mare, avem un S mare, scrie, se notează într-o carte, S mare. U mare. U. S iar mare. Da, sus. Nu mai găsesc. I cred sau E? I. N. N. C. C. E. E. R. 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 Nu, U. Da. R. Da. Și I. Deci ori scrie sus în ceruri sau sus în ceruri. Cred că se referă la sus în ceruri. Da, Da, da. unde mai exact? Dar Deci până... ce ar trebui să însemne asta? Nu înțeleg. Uite-te pe cerul, tu vezi ceva? nu e un L. Ai mâncare septică, mor de foame. Da, atât. E trebuie, că mi-e bisole. Da, și mie, nu știu. Ne-am trezit prea devreme. Cred că Nu știu pe ce să crede. Sus în ceruri. Sus în ceruri, stai că m-am mai uitat atât, sus în ceruri. Cred că mi-am dat seama! Asta are un acoperiș, poate e pe acoperiș! Ia să vedem. Stai că mă Ai grijă că spart. poate cade! Serti, hai de sus! Acum. Da, uite un cufăr! Serti, am găsit, hai aici! Uite, încă o carte! Hashtag două semne de exclamare săgeată în sus POIGF două secesiuni una lângă alta. Nu înțeleg. Oare hashtag 1-1 poate mai în sus? Stai, stai, de ce asta are litere mari?
Nu te să se prin carte. Zi. L. L. A. A. B. B. O. O. R. R. A. T. O. R. Da? Cred. Vede, dacă e că, nu știu, alt cuvânt. Da, laborator. Oare vor să ne îndrume către laboratorul salvării acestui? Dar care era laboratorul, Septi? Era... Nu știu... Prima dată am ajuns aici. Oare e alt laborator? Și aici? Dar nici nu știu unde sunt, nici nu știu unde îs. Ce orași suntem. Da... Hai, aterizează să verificăm. Verificăm efectiv casele, verificăm toate mașinile, poate găsim ceva. Nimic. Nu știu ce ar putea să însemne laborator. Verifică toate casele. Am găsit ceva să te cred. Știu. Ce? Ce ai găsit, Septi? O carte cu 5 pagini. Ce? Are 5 pagini cartea asta. Ia dă-mi eu. Stai să văd. Nu are litere mari. Cred că e scris într-un limbaj mai ciudat. Ia, iată. Septi! Ăsta e un traducător! Hashtag egal cu A! Septi, la cealaltă carte începe cu hashtag! De unde era cartea aia, o mai ai? Da! Septi! E grijă sus. Ai găsit o carte. Să vezi ce scrie. Da, scrie un hashtag, atâta. Hashtag egal cu A. Septi, notează. A. Notezi? Da, A. Hashtag egal cu A. Da, semnul altceva. Exclamării egal cu J. Da. Linia în sus înseamnă U. Da. POIGF înseamnă T. POIGF egal cu T, da. Și... una lângă altă de săgeți, R. Deci zi, ia hai să vedem hashtag ce înseamnă. A. A. Aha. Semne, slamării. J. Da. Săgeată în sus. U. POIGF. T. Și cele două semne una la alta. A, R. Scrie ajutor. Oare vine de la ajutor? Bun, Șervan. Cartea asta are două pagini, conține un O. Ciudat. Ține cartea aia cu traduceri, că... Na, în cazul ăsta nu avem... Se pare puțin cam ciudat. Dacă cartea mea a fost O și în a ta ajut R și în a mea O. Da, dar crezi că e o coincidență că ne culcăm și deodată apar cufere din astea? Ba da, unele dețin mâncare, unele nu dețin nimic. Dar asta nu te-a ținut nici mâncare, nimic. Doar cărți. Nu am găsit puțină mâncare. Are de trebuie să luăm. Foarte ciudat, Septi. Ajutor, dar cine crezi că a scris asta? Am nici ce mai deja îmi vin, deja mi-e frică. Nu înțeleg. Și trebuie să ne spălăm hainele, că nu ne-am spălat de mine. Unde ești? Sus, ai la etaj. O cameră. Septi, piscina.
Am putea sta aici pentru o perioadă. Și aici. Da. Uite, chestia asta pare mult mai făcută bine. Dacă nu avem antena parabolică. Da, și fără ea nu prea putem să avem. Are avem antena parabolică aici sus. Da. Uite, și aici cred că avem. Ia, sus, uite-te. Wow, e ceva imens, Septisus. Hai, hai aici. Stai, nu mă bine, crezi că... Septi, vezi că am făcut ceva și încep să lucrez puțin. Ok. Fac niște bețe și din asta o să fac scări, să urcăm sus. Interesant. Haide. Să te grijă. Dacă tu vei cădea, murim. Amândoi! Ai căzut? Nu. No. A, cred că aici e apă. Da. Rezerve de apă. Hai să nu murdărim. Da, haide înapoi. Mamă, ce urăsc să not. Nu mi-a plăcut niciodată. De ce? Nu știu, dar nu mi-a plăcut niciodată să not, chiar dacă trebuie să-mi față. Asta sunt zombie. Ceva e foarte ciudat în orașul ăsta. Prea ciudat. Ai dreptate. N-am mai văzut niciun zombie de o noapte întreagă. Nu cred că e normal. Nu! O să editez asta. Septi, hai dă-ți pe la mine. Te trezești din vis. Da. Hai, dă-ți pe la mine. Dă-ți tu, n-am cum, mi-am dezactivat chat-ul. Echipamentul e on? Da, nu. No. Nu-i bai, spui că mereu toate itemele doar ce-a venit un zombie. Daytime at night. Septi! Septi! Septi, mi-a rupt picioarele, am murit! Septi! Ai trezit în sfârșit. Vezi că asta ți-e armura, ți-am purtat un pic. Și unde mi-s lucrurile? Nu mai ai, ai fost lovit de un zombie. Septi, laborator, Septi, Septi, un om trăiește! Ce na... Ce are omul lui Dumnezeu? Am aici o carte cu sfaturile. Ia dă-mi de puțin. Cum? Dă-mi puțin. Septi, am visat cum am murit! Felicită. Și nu mai erau deloc zombie! Suntem în apocalipsa zombie, tu chiar crezi că să visez să mori un mare lucru? Semnat nimeni. Septi, da, hai după mine, hai. Uite, dacă mergem pe aici. Uite, aici în jurul ăla este un cufăr. Ia. Uite, încă este. Dar nu-i nimic în el ca în orice cufăr de pe harta asta, pentru că au fost oameni deja aici și în alte oraș. Adică nu peste tot, dar... Septi, da, am venit acum, am murit. Bravo. Septi, era un om în viață, Septi, și ne căuta ajutorul. De obicei visez viitorul. Detaliază. Efectiv, am găsit o carte pe care era un mesaj cu dat, scria sus în ceruri. Uite, Septi, ce e asta? Am visat eu că am construit asta. Eu am construit-o. Ce ai omul lui Dumnezeu? Și ce era cu carte? Care scria... Laborator! Și în laborator am găsit o carte pe care scria un mesaj codat și care de fapt era ajutor. Omul Dumnezeu, chestia am construit-o ca să ajungem aici mai ușor. Calmează-te. Ai visat, ai dormit 2 zile. Dar n-am visat că am simțit durere cum am murit. De obicei corpul tău poate să facă chestia asta, în fine. Îți place ce am făcut aici? Putem să omorâm zombie dacă vin din partea asta. Se iau ceva. Hai de basta. Septi, hai de basta. Gata.